Suntem în momentul în care avem aproape 3.000 de cazuri. Suntem în momentul în care venim după o lună septembrie cu multiple relaxări. Atunci spuneam ce este sub 1,5, pot deschide restaurante, teatre, cinematografe. Asta suntem peste 1,5, iar hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență duce, cu ajutorul Comitetelor Județene în Situații de Urgență, la reimpunerea acestor restricții. Avem aceste reguli, trebuie să le respectăm. Avem aceste restricții, le reimpunem acolo unde vedem că această rată crește, acest indice cumulat la 14 zile de cazuri noi, raportat la 1.000 de locuitori, depășește acel 1,5. Fiecare comitet județean sau al municipiului București pentru situații de urgență este cel care gestionează și ia deciziile în concordanță cu evoluția locală. Efectele acestor restricții le vom vedea peste 2 săptămâni, cel mai devreme. Ce se va întâmpla în aceste 2 săptămâni? În aceste 2 săptămâni vom gestiona numărul de cazuri noi. Suntem pe o creștere progresivă a numărului de cazuri noi, pe care îl reașezăm ca și spitalizare de la o zi la alta, în funcție de, eu știu, de severitate sau gravitate a simptomatologiei sau stadiului bolii. După cum puteți vedea, avem 612 cazuri în terapie intensivă în acest moment, 199 sunt cele care sunt intubate. Dar un caz de terapie intensivă poate decompensa de la o zi la alta, sau avem și acele cazuri oarecum de terapie intermediară care fac diferența între cazul grav și cazul mediu sever, să spunem. Reorganizarea acestor terapii intensive, discuțiile pe care le aveam în repetate în rândul zilele trecute, sunt cele care vor face diferența în perioada următoare. Avem acele 1050 de paturi, dar trebuie să le gestionăm foarte bine. Acele cazuri care pot merge pe acea terapie intermediară vor fi cele care vor fi lângă terapia intensivă, limitând astfel, să spunem, ocuparea numărul de paturi și având și paturi disponibile chiar și în locurile unde avem aglomerare în acest moment. Și de câte paturi se ajunge? Depinde de fiecare pacient în parte, de gravitatea lui. Eu spun că avem o dinamică a pacienților de terapie intensivă și atunci putem reașeza și pacienții în terapie intensivă după necesitatea sau nu de a fi intubat sau nu. Este doar apanajul medicului curant a specialității respective și a spitalului respectiv. După cum știți, avem câteva județe care, într-adevăr, sunt cu o capacitate maximă în acest moment, dar am suplimentat, cum ar fi Iașiul. Dacă se va face și un triaj al pacienților într-o stare mai gravă și să fie direcționate aici? Noi de la început am direcționat mai grav aceste cazuri către clinicile de boli infecțioase, cele 5 clinici mari. După cum știți, încă de la început le-am avut. Și patologia ușoară și medie mergeau către celelalte spitale de boli infecțioase sau spitale de pneumologie, faza 1, faza 2. Urmând ca celelalte care aveau comorbidități sau necesitau anumite intervenții să meargă către spitalele de suport. Rămân aceleași linii, doar că în acest moment un pic mai aglomerat. Venind la cauzelor deceselor? Evaluând aceste terapii, vom vedea și cauzele. Trebuie să le transpunem la nivel local și pe fiecare pacient în parte. Deocamdată noi avem aceste cauze de deces care se regăsesc în certificatele constatatoare, avem notificate, dar reevaluăm și conduita și tratamentul. Ar putea fi decese și pentru că nu există un tratament complet? Noi trebuie să înțelegem că tratamentul de terapie intensivă este un tratament suportiv și un tratament care substituie anumite funcții de organe până când organismul, să spunem, își revine și își poate relua pe baza lui aceste activități. Terapia intensivă este un tratament complex. Dacă vorbim de SARS-CoV-2, unde avem un tratament nespecific, un tratament off-label, atunci vedem că totuși baza rămâne suportul cardiovascular și respirator, care poate fi susținut medicamentos cât și cu aparate. Și atunci reevaluările pe care le facem, le facem în condițiile în care evaluăm fiecare caz în parte, de la momentul intrării în terapie intensivă până la ieșire. Vă întreb pentru că ați văzut că au fost discuții în spațiul public, chiar din partea președintelui Societății de Terapie Intensivă, care spune că au murit pacienți care nu au primit antivirale și că se ajunge... Nu putem ajunge la această concluzie. Tratamentul antiviral nu este un tratament specific sau un tratament salvator sau panaceu universal. Trebuie să punem contextul unui deces în cadrul multitudinii de patologii, precum și a severității bolii. Gândim pragmatic, dar gândim medical, având în vedere că această infecție dă o mortalitate, dar această mortalitate, după cum am văzut, în 90-98% din cazuri survine la cei care au comorbidități prin decompensarea acestor comorbidități. După ce ați vizitat spitalele din București, spuneați că ați vorbit cu managerii și pentru a vă organiza mai bine pentru sezonul gripal. Ce anume? Da, vine sezonul rece, vine un sezon cu multe boli respiratorii, printre care și gripa. Am avut discuțiile, cel puțin cu specialiștii boli infecțioase, cum putem depista sau investiga concomitent o gripă sau infecție SARS-CoV-2. Există acel test, să spunem, care se poate face comun în acel moment, care poate elimina una dintre ele, precum și posibilitatea de spitalizare separată
a acestor patologii. Anumite locații care să poată merge infecția virală și anumite locații unde să rămână SARS-CoV-2 pentru a nu exista concomitență și posibilitatea de suprainfecție reciprocă. Va exista spații? Vor exista, sunt identificate în acest moment și în săptămâna viitoare o să avem și spațiile care. Noi avem deja câteva locații, urmând să le reevaluăm și să vedem și circuitele. Este un moment de care trebuie să ne temem, că va fi un moment în care va crește numărul de cazuri? Este un moment care trebuie să-l gestionăm corect. Atât noi ca și autorități, cât și cei care participă la eveniment prin respectarea unor reguli. Tot ce s-a relaxat, tot ce a revenit la normalitate, s-a revenit în baza unor norme. Respectarea acelor norme asuma o creștere a numărului de cazuri mic. Nerespectarea acelor reguli a ajuns la un număr de cazuri crescut și progresiv de la o zi la alta, ceea ce a impus reintroducerea restricțiilor. Altă discuție este despre Remdesivir. Unele spitale nu au, altele spitale... În începutul lunii iulie până acum s-au administrat 11.829 de doze de Remdesivir. În acest moment în depozite se mai află încă 4.000 de doze de Remdesivir. După cum știți, este un tratament care se dă pentru formele medii severe, se dă în stadiu incipient, un tratament de 5 zile, în general cele care sunt în terapie intensivă, completând tratamentul cu hidroxiclorochine, caletra, sau completându-se ulterior cu tot ce înseamnă imunomodulatoare, anticoagulante, dexametazone, precum și alte antivirale. Avem și alte alternative, încă în depozite de lună o să avem 200.000 de tablete de favipiravir, la fel un antiviral care împiedică replicarea. Noi trebuie să rămânem totuși la acea constantă în care să înțelegem că avem un tratament off-label. Avem un tratament specific pentru coronavirus, avem un tratament general antiviral care poate, să spunem, ameliora evoluția unei boli. Dar nu avem acel tratament minune care să oprească această boală. Folosim tot ce se folosește la nivel mondial în contextul în care avem criza care avem la nivel mondial și chiar vorbim de Remdesivir. Noi încheiem în aceste zile un contract în care să putem achiziționa și dacă avem contractul asigurat, avem și o promisiune pe baza acestui contract de 12.000 de doze în luna octombrie. Rămâne să evaluăm fiecare pacient în parte și să vedem dacă se încadrează în acele criterii în care poate beneficia de acest tratament cu Remdesivir, fiindcă tratamentul cu Remdesivir nu îl acorzi în orice condiții și nu oricărui pacient. Deci am primit până acum 14.000 de doze. Am mai făcut solicitare de încă 12.000 pentru luna octombrie. Da. Sunt contracost. Cele până acum au fost donații de la Comisia Europeană, de acum sunt contracte pe care le gestionăm noi prin achiziții. De la producător, de către Ministerul Sănătății. Tratamentului care a fost folosit pentru președintele Statelor Unite. Da. Se face și în România un studiu clinic? Se face un studiu clinic și președintele Statelor Unite a beneficiat și de Remdesivir, care o face și la noi, la fel cu de 5 zile. Da? Folosește anticorpi monoclonali, pe care și noi îi foloseam nu neapărat pentru patologia din care o avem în SARS-CoV-2. Este un studiu care se desfășoară. Vedem în măsura în care studiul are niște rezultate, îl putem da și noi. La fel este un tratament off-label. Dar este doar la Matei Balci, vorbind de acest cocktail de anticorp monoclonal. Și mai cine a auzit. Cam toată lumea care vrea, îl face. Este, în general, se folosește și la slăbit. Dar aceste controle își au efect, pentru că am văzut că merge poliția. Oamenii își pun masca pentru moment, după ce pleacă și o dau din nou jos. Noi nu trebuie să stăm să transformăm într-un stat polițienesc. Mai este și un spirit civic. Noi intensificăm aceste controle. Noi, cel puțin ca Ministerul Sănătății, o să mergem prin spitale și prin DSP-urile, care sunt imediat sub noi, pentru a vedea dacă se respectă aceste lucruri. Eu personal o să merg prin spitale, cum am mers cam toată perioada asta, dar rămâne ca și populația civilă să respecte acele reguli. Degeaba facem aceste controle, degeaba se dau acele amenzi, dacă ce urmează este exact la fel. Nu putem să nu respectăm niște reguli și pentru tot noi să strigăm că nu avem loc în spital sau de ce se moare. De ce se moare? Situație foarte